Bine ați revenit, aici cu voi Alin, iar în acest video voi merge mai departe cu story mission-ul din Far Cry New Dawn, povestea mai exact. Am rămas aici că trebuia să facem misiunea principală sau un side mission, dacă nu mă înșel. Mai puțin, da, un side mission. Așa că eu o să încep cu povestea principală pentru a vedea ce se va întâmpla mai departe. Asta după ce am adus-o pe Carmin, acea fată din fața noastră, și s-a reîntâlnit cu mama ei și a povestit ceea ce s-a întâmplat. Iar acum să-i dăm bătaie pentru a vedea ce avem de făcut. Hai să vorbim. Anytime you need a hand, give me a call. I'll come fight by your side, Cap. You don't mind if I call you Cap, right? Captain of security just sounds, well, a little formal. Listen, you have been put through the ringer. If you want to freshen up with a change of clothes before we get started, there's some stuff over there. You should probably talk to Mom. She'll give you the rundown on what we can do for Prosperity. We're gonna have to get serious about building this place up. Okay, bun. Deci va trebui să reconstruim acest loc. Dar sunt curios cum este și pe din afară. Hai să îmi fac caracterul. Let's make some choice before we proceed to character customization. Ok, hai să vedem atunci. Caracterul va fi acesta. Lăsăm asta. Confirm. Iar acum, să vedem ce avem aici. Astea sunt outfituri. Nu, dacă eu să mă duc să le fac pe rând. Da, deci o să aleg un outfit, deoarece toate aceste lucruri sunt default. Mă duc cu ăsta. Iar aici la barbă, vedem ce avem aici. Ok, cel mai ok este aceasta. Hai că o să aleg această culoare. Back. Bun, caracterul l-am făcut. Cam ăsta va fi. Așa că să-i dăm confirm. Bun, a new character found. Roger Cadoret. Ok, iar acum să vorbim cu mama Carminei. My name is Kim. I guess you could say I run things around here. I know you've already been through a lot, Captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you're it. We thought your people on that train were going to give us an edge. We were all going to work together to grow things, make things. We were going to fight back against the twins. But all of that is gone now. So, it's up to us. Got a lot of work to do. This is Prosperity. If we're gonna have a fighting chance against the Highwaymen, the first thing we've got to do is get this place up and running. We have several facilities to make Prosperity thrive. These are the places where you can craft weapons and vehicles, cultivate plants for health, and many other things. Deci da, avem Prosperity, care va fi casa, și avem acele facilități unde vom putea crafta și așa mai departe. Ok. This is Hope County. In order to get the most out of our facilities, we need ethanol to upgrade them.
Your map shows the highwaymen outposts, where they store the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. And here's where you can find specialists. People with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home, and they'll make Prosperity and you stronger. But without Thomas Rush, none of this is gonna work. He's built up settlements before, and without his knowledge, we won't be able to take Prosperity to the next level. Lately, the twins are sending a lot of prisoners to their coal mine. I'd start looking there. So, that's it. We rescue Rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. If you can help us, we'll do everything we can to help you. Another shitty day brought to you by the high. Am înțeles, ia uite, Breakout Story Mission. Bun. Îmi place. Deci, ceea ce va trebui să facem este să mergem să ne deblocăm noi caractere ce ne vor ajuta. Grace Armstrong văd că este și prezentă și în acest joc. Bean, Selen sunt noi. Față de Far Cry 5. Aici ne va da tot ce avem de făcut și ce avem, inventarul, mai exact. Avem location looted, music player, photographs, challenge, parkour, guns for hire. Bun, ok, eu o să fac și acele, să zic așa, treasure hunts, deoarece cred eu că îmi va da parkour, cu care eu voi putea să îmi deblochez anumite chestii aici. Ok, bun, anumite, zic așa, abilități de care voi avea nevoie. Ok, eu nu am momentan parkour. Aici avem și challenge-uri pentru a debloca anumite arme și așa mai departe, cum am avut și în Far Cry 5 cu hunting. Dar și aici, ia uite că și aici avem. Mai puțin să mă duc acolo în sus. Aici este hunting, să mergem să pescuim, să omorâm animale pentru a le lua pieile. Doar că nu mai sunt acele animale normale, sunt radioactive. Ok, kill-uri, exploration. Aici sunt kill-urile cu arme. Ok, rooster. Aici ce avem? Aici sunt acele caractere. Deci vom avea în total 8. Aici este inventarul. Ceea ce avem, ok. Și ceea ce ne-a mai zis este faptul că va trebui să mergem să eliberăm acele outposturi care ne-a zis în aceste fabrici pentru a recupera etanol cu care vom putea să facem anumite upgrade-uri. Aici ce avem? Elicopter, garaj, helipad, bun. Hai să vedem ce avem aici. Training camp, ok, aici mă pot antrena. Acolo avem un side mission. Deja aici este garajul, ok, bun. Numai puțin că eu în garaj trebuie să am ceva mașină, deoarece am luat Deluxe Pack Edition. Asta voi putea debloca cu prin New Club. Ok, bun. Am Elite și mai departe, ok. Combat supplies, refile ammo. Ok, momentan n-am nimic. Deja aici am un stash, cartography. Ce avem acolo? Am aici un câine. Open. Aici la cartog Intel Maps. Deci noi dacă, ia uite că, dacă reușesc să strâng 30 de etanol, de exemplu, pot să deblochez această mapă și îmi va arăta pe mapă fiecare duct tape unde se află. Perfect. Not bad. Ok, hai să mai vedem ce avem pe aici. Acesta este baza noastră.
care va trebui să o upgradăm. Și ce am? Explosive lab, speditor, femeie și infirmieră. Și aici uită că avem și acel craft. Ok. Aici unde putem face anumite crafturi, să craftăm. Nu am destui bani. Ce m-ar interesa sunt, bă, dar ăstea, de ce? Workbench level is 1. Is required to craft weapons 2. Deci, momentan nu pot să fac... să craftez arme de nivel 2, deoarece nivelul upgrade-ului este 1. A, perfect, ia uite cam aceasta. Oricând va trebui un slot, am și acest rocket launcher deblocat. Ceva în elite avem deblocat. Nu. Deci astea vom putea să le deblocăm în funcție de nivelul, dacă vă uitați acolo sus unde scrie workbench, de nivelul stației de upgradare. Pentru a face upgrade îmi va trebui 150 etanol. Bun, cam asta ar fi cu ceea ce avem aici, expedition. Cred că este, mai puțin să vedem, provide fast travel to prosperity. Deci o să fie un fast travel, ok, aici avem ceva note. Ce am aici? Loot, chestii de lootat. Da, cam atât, ar zice eu. Bun, iar acum să mergem să facem o misiune rapidă. Hai să vedem aici map. Hai că mă voi duce aici la Bean. Hello? This is Bean. Ok, hai să mergem să le liberăm pe Bean. Aici la garaj am ceva mașină. Nu mai știu, am uitat, dar nu mai mi-aduc aminte. Da, am această motocicletă, văd că. Hai că o să iau. Oh, Ned. Bun, ok, iar eu cum o să o pot folosi? Ok, momentan văd că nu pot, iar pe unde ies eu? Exit. Open the gate. Da, și uităm, acum pot să o folosesc. Ok, dar văd că am aici un quad la TV, așa că să-i dăm bătaie. Să mergem să o salvăm pe Bean. Da, și uite că am ajuns aici în această zonă unde va trebui să îl salvez pe Bean. Mapa cred eu că este la fel ca cea din Far Cry 5, doar că avem aceste culori puțin mai punch. Avem aceste plante puțin mai roz. Ok, dar aici ce avem? Am ceva inamici. New character found. Avem pe Bean. Ceva de lootat pe aici, etanol avem. Spunem că avem etanol. Că am nevoie. Wiki Bean. Ia, ok. Hai că avem duct tape. Perfect. Avem aici duct tape în această zonă. Dar mai exact unde e? A, ia uite-o. Și mai trebuie să fie încă într-un loc. Și am luat-o de aici. Va fi destul de lung acest video. Ok, ce o să faci? Dar eu ce o să fac acum? Fiindcă am nevoie de duct tape. Dă-mi duct tape, am nevoie de duct tape. Aici trebuie să fie. A, ia uite-o. După cum vă spuneam. Ok, și am făcut aceasta. Aici văd că am un stash. Momentan o să... Ok. Keep an eye out for scouts. They've always got
Hai să vorbesc cu asta pentru Stash. Hai. Ok. In conflict. Bă, hai tu. Ok, deci nu pot să vorbesc cu asta. Hai. Dă-mi talk. În conflict. Ce avem aici? Hai să lootez. Văd că avem și un supply drop. Oh, îmi place. Iată, și un achievement. Yank. Bun, hai să vorbesc acum cu tine. Ok. Deci voi avea și acel stash, fiindcă o să am nevoie de acele părcuri. Cred eu că funcționează la fel ca în Far Cry 5. Iar acum să vorbim cu Bin. Creator of Wikibenia. You know, your one-stop shop for maps and intel. Wikibenia. Just the tips. But here's the rub. Wikibenia is in danger. My key assets are all gone. Intel, maps, you name it. And now my business plan is missing too. But I know who gave me the shaft. My employee, Richard. He's got a real bad gambling habit, always playing crazy eights with those highwaymen and losing his pants. He must have hidden the plan somewhere for safekeeping, else they just take it from him. They're not very nice. Or respectful. His usual gambling place isn't far from here. If you spook him, he'll run and lead you right to his hidey hole. I'm sure of it. I'd go, but I've got bad knees. And lungs. And eyes. Anyway, please get my business plan back. If you reach around my back now, I'll reach around yours later. That's a Wikibenia promise. Ok, deci va trebui să mă duc să-i ajut firma. Wikibenia. Bun, și să mergem în a descoperi în a-l ajuta pe Bin. Hai să vedem unde avem aici acel story mission. Se pare că va fi Reach the Farm, Losing Streak, Journal. Mission Giver, bine. Hai că o să mă duc aici, un track. Hai, Carmina, să mergem acolo. Pare ce o să avem nevoie. O chestie... Da, deci am 37 etanol, momentan. Cam obosește destul de repede caracterul. Ok, și am ajuns aici, Reach the Farm, locate Richard. Hai să-l vedem pe Richard. Avem aici Gambler Run. Ok, dacă eu o să iau poziție de undeva de sus. Hai că văd aici un loot. Trebuia, cred eu că era mai... Ok, dar un better spot, un... Aia zic eu că e destul de aici. Chase, va trebui să-l opresc pe... Mamă, și eu nu am... Hai să-l prindem. Bă, nici nu știu dacă trebuie să-l omor sau nu. Help me! Oh God, please help!
Bă, hai, n-aia, uite-l, mă. This is the worst day of my life. Ok, hai să dăm revive după ce l-am accidentat. Să vedem. Bă! Revive Richard. Chase, bă, dar cum? N-aia, uite, mă! Trebuia să mă duc doar după el. Ok. Hai să vorbim cu el. Okay, yes. I lost my clothes in a game of cards. Ha ha ha. I have a problem, all right? I didn't mean for things to get this bad. I was one of Bean's scouts, and I thought that since the highwaymen travel so much, they'd be a good source of information. They said they'd play me for it, and before I knew it, I'd gambled away all of Bean's assets. The only things I had left to offer were the clothes off my back and Bean's business plan. The plan's in my secret stash, in a little bunker just over the hill there. I promise, I'll never gamble again. Bun, reach the hidden bunker. Da unde îi? Ah, ia uite aici în față. Bă, dar ce se întâmplă, mă? Bă, dar eu nu-i văd. A, ia uite. Mamă. Unde ies? Challenge complete. Ok. Dar că mai întâi să scap de ceilalți. Bă, dar problema este că o să am nevoie de... Apoi de Soul Launcher. Bă, nu... Bă, ce-i cu muzica asta, mă? Hai să luptăm tot pe aici. Copper, Soul Launcher, ce mai am pe aici? Alte chestii acolo unde m-am întâlnit cu Bean, de fapt cu acel scout al lui Bean. Trebuia să mă duc să fac un loot, nu am lootat fiindcă am lăsat să scape. Ok, văd aici ceva piese, să am nevoie. Gear, pick hole, a, ia uite și aici avem. Ok. Take Bean's business plan. Aoleu. Fire, 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 foc, 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 foc. Ok, take. Ce-am aici? Oh. Perk need. Medikit full, full. Ok, talk to Bean. Hai să mergem să vorbim cu el. Ok, și hai să vorbim atunci cu Bean. Bă, dar de unde tot vin ăștia, mă? Bean, unde mergi? Bă. Hai să vorbesc cu tine. I'd clap for joy, but my daddy always said that was for clowns and babies, and I'm neither. Remember I mentioned the reach around your back? Well, I'm gonna set up with... Bă, ăsta-i nebun la... Oh, happy day, it's you! What was I saying? Oh, yeah!
Remember I mentioned the reach around your back? Well, I'm gonna set up Wikibenia HQ and Prosperity starting now. I got scouts collecting hot tips, and I'll get maps again. And, well, you'll see. With my business plan, Wikibenia will go global. Just like Daddy always talked to... Bă, stai tâmpi, n-au uitat-l, mă. I had no doubts. Right. So, just like Daddy always talked about how it was before. Everyone will help us and give us donations. It'll be great. I'll see you at Prosperity soon, right? Right. I can't wait. Well, have a nice time until then. Ok, în sfârșit. Am reușit să vorbesc cu el. Losing streak, mission complete. Și în sfârșit, ia uite că am reușit să fac. Wikibenia is in a business. Mi-a dat și un achievement. Ce am aici și văd că am o grămadă de chestii de lootat. Da, dar eu o să închei acest video aici. Nu uitați, dacă v-a plăcut să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri, un subscribe ca să fiți la curent cu videourile pe care le postez. Eu a fost Alin, iar noi ne reauzim în videoul următor. Pa, pa!